Aș vrea în primul rând să le mulțumesc din inimă tuturor gorjenilor care au fost prezenți în această superbă după-amiază de februarie aici la București, la Centrul Cultural al Ministerului de Interne, unde sărbătoarea Brâncuș a fost una de suflet, a fost una entuziasmantă, pentru că oamenii care acum au plecat de aici au fost emoționați, în primul rând, au fost încântați și au fost bucuroși că au putut să sărbătorească așa cum se cuvine, dacă vreți, hai să-i spunem, patronul spiritual al Gorjului, pilonul sculpturii mondiale a secolului 20, cel mai cunoscut și poate cel mai iubit gorjan al tuturor timpurilor. Ziua Brâncuș ne-a dat acest prilej de a fi împreună, noi gorjenii de la Târgu Jiu, din Gorj, de acasă, și cu gorjenii din București, dar și cu alți invitați din țară, din străinătate, care s-au bucurat alături de noi. Le mulțumim tuturor pentru că au fost aici și că am sărbătorit împreună Ziua Națională Brâncuș. Vreau să mulțumesc de asemenea tuturor instituțiilor de cultură din județul Gorj care au participat la acest eveniment și au îmbogățit această manifestare cu creații, cu artă vizuală, cu pictură, cu sculptură, cu muzică, cu bucurie și cu talent. Gândurile noastre cele mai bune, ne revedem anul viitor de Ziua Brâncuși.